citim din 1 Corinteni, capitolul 14, câteva versete. Urmăriți dragostea, umblați și după darurile duhovnicești, dar mai ales să prorociți. În adevăr, cine vorbește în altă limbă, nu vorbește oamenilor, ci lui Dumnezeu, căci nimeni nu-l înțelege și cu Duhul îl spune taine. Cine prorocește, din potrivă vorbește oamenilor spre zidire, sfătuire și mânduire. Cine vorbește în altă limbă, se zidește pe sine însuși, dar cine prorocește, zidește, sfătuiește biserica. 39:40. Astfel, deci, fraților, râvniți după prorocie, fără să împiedicați vorbirea în alte limbi, dar toate să se facă în chip cuvincios și cu rânduială. Amin. Vă rugăm să reocupați locurile. Am făcut o schimbare de plan. Voiam să vorbesc ceva despre darurile Duhului Sfânt, caracteristica darurilor, dar mi-am propus să vorbesc ceva despre darul vorbirii în alte limbi. Suntem Biserică Pentecostală, suntem botezați cu Duhul Sfânt și vorbirea în alte limbi este un dar specific nouă pentecostalilor. Acum eu chiar aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră, pentru că fratele Dorul un pic v-a lăudat, că ați făcut stăruință, că ați primit Duhul Sfânt, că vorbiți în alte limbi. E adevărat? Amin. Vorbiți în alte limbi? Amin. No, haideți să privim la darul acesta, darul vorbirii în alte limbi. Voi încerca să fiu mai concis. Nu știu cât am să mă fac de înțeles. Și să abordăm darul acesta din trei perspective diferite. Vom aborda darul vorbirii, adică vorbirea în limbi, odată ca semn al botezului cu Duhul Sfânt, a doua oară, vorbirea în alte limbi, mijloc de zidire spirituală, fortificare duhovnicească, și al treilea, vorbirea în alte limbi ca dar de slujire publică, când îi urma de tâlmăcirea limbilor. Acum aș vrea să intrăm în vorbirea în limbi ca semn al botezului cu Duhul Sfânt. Avem în Noul Testament 5 cazuri de botez cu Duhul Sfânt. Și vom observa că în toate 5 cazurile ni se arată, ni se vorbește despre vorbirea în alte limbi. De ce a ales Dumnezeu semnul ăsta? Nu știu. Un frate spunea că putea să, la botezul cu Duhul Sfânt, să avem așa o cunună, o aură de lumină, nu? Putea. Sau un alt care, oricare alt semn. Dar Dumnezeu a ales ca semn al botezului vorbirea în limbi. De altfel, dacă cercetăm Sfânta Scriptură cu atenție, vom vedea că în ziua cinzecime, Fapte capitolul 2, când Domnul a botezat cu Duhul Sfânt pe apostol, pe ucenici, singurul lucru real a fost vorbirea în limbi. Celelalte n-au fost lucruri reale. Spune, s-a auzit ca un vâjâit. Nu era vâjâit. Dar când Luca scrie epistola, el nu știu să spune ce s-a auzit. O să zic, ca un vâjâit. Și niște limbi ca de foc. Nu erau limbi de foc. Niște limbi ca de foc s-au văzut. Singurul lucru real era vorbirea în limbi. Acum, aș vrea să intrăm în cele 5 cazuri. 1. Cinzecimea. Odaia de sus a lui Ioan Marcu. Domnul mi-a ajutat, am ajuns acolo. Prima odată a fost eu în Israel. Era stăruință. Stăruiau acolo oameni, nu știu, nici africani, nu știu ce era. M-am uitat la ei și am plecat, că nu primise cât am fost eu acolo. Vorbirea în limbi. La Ierusalim, toți vorbeau în alte limbi și proroceau. Eu am să fiu foarte scurt, că mă uit la ceas, mâine s-ar putea eu să mă scap un pic, să om, voi nu. Voi pleca la loc. Și sunt conștient din treaba asta. Vorbeau în alte limbi și proroceau. De ce a ales Dumnezeu vorbirea în limbi? Este un dar nou în Noul Testament. Toate darurile Duhului Sfânt din Noul Testament se găsesc și în Vechiul Testament.
Singurul dar nou specific în Noul Testament e vorbirea în limbi. Vorbirea în limbi în Vechiul Testament nu-l întâlnim. Vorbirea în limbi reprezintă într-un fel stăpânirea Duhului. Eu spuneam că trupul nostru e templul Duhului Sfânt. Când Domnul ne botează cu Duhul Sfânt, El ia în stăpânire trupul nostru. Și ca o dovadă, El demonstrează că trupul îi în posesia sa prin vorbirea noastră. Iată, capitolul 3 folosește niște comparații. O corabie mare cu o cârmă mică. Un armăsar, un cal puternic cu o zăbală. Da? O pădure mare și un foc la plinul. Ei, arată că sunt niște lucruri mici care comandă niște lucruri mari. Limba este un mădular mic. Dar foarte e ceva ce ne caracterizează pe noi. Când Duhul Sfânt vine și pune stăpânire pe trupul nostru, pune stăpânire pe limba noastră prima dată. Și noi când începem să vorbim, că gura vorbește de prisosul inimii, da? Când începem să vorbim, vorbim prin Duhul Sfânt, că noi suntem plini de Duhul Sfânt. Doamne, ajută-ne să fie așa. Știți, e câte unul care scapă câte o înjurătură, sau câte un cuvânt porcos, sau câte un banc de ăsta, și spun, am scăpat. Bun, dar unde o aveai? De unde ai scăpat? Păi era în tine, nu? Eu când predicam de mulțumire, dar nu predicam de mulțumire, am zis că mulțumirea nu e o acțiune, ceva ce facem. Mulțumirea e o posesie. Că mie mi s-a întâmplat odată că eram nemulțumit și m-a pus la urmă să mulțumesc Domnul în rugăciune. Dar eu eram plin de nemulțumire. Nu m-a pus la predic, mai multe nu mi-au făcut mie în ziua aceea. Și la urmă să frate dragul să mulțumească. Eu eram plin de nemulțumire, dar am știut să vă rog. Mulțumim pentru harul tău, pentru frați, pentru cuvânt. Ați spus, oameni buni, mulțumirea nu e ceva ce faci. Mulțumirea e ceva ce ai. Așa e și cu Duhul Sfânt. Eu am Duhul Sfânt, îți plin de Duhul Sfânt și când deschid gura, încep să vorbesc în Duhul Sfânt. Știți istoria bisericească, când o fată o primi în limba chineză, trei zile o scris și o vorbit în limba chineză. Eu știu oameni care au primit Duhul Sfânt și când mergea pe drum, în loc să dea bună ziua, a început să vorbească în limbi. Știu oameni care au primit Duhul Sfânt și s-au rugat 14 ore fără să ridice pe genunchi. Și au vorbit în Duhul Sfânt 14 ore. Era plin de Duhul Sfânt. Deci asta e un semn că noi suntem plini de Duhul Sfânt, trupul îi al Duhului Sfânt și vorbim în altă limbi. Acum luăm... Poate unii gândesc altfel. Luăm Ierusalim, cinzecime. Vorbeau în limbi și prorogeau. Haideți să mergem un alt cuvânt în Samaria. În Samaria, coboară diaconul Filip, face evangelizare, mulțimea crede, primesc botezul în apă, dar nu primesc botezul cu Duhul Sfânt. Acum unii spun așa, hai să legăm versetul din Efeseni, capitolul 1, versetul câte acolo? 13, da? Și să fiți atenți un pic aici. Este o interpretare care o aune. Și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre ați crezut în El și ați fost pecetuiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit și o rămână moștenire. Deci vin frații și spune așa, băi frate dragul, uite ce spune Biblia. Tu când ai auzit cuvântul, ai crezut în El, ai fost pecetruit. Pentru ce mai trebuie stăruință după pecetruire cu Duhul Sfânt? Dacă aici vine spune că voi când ați auzit, ați crezut și ați fost pecetruiți. Care e adevărul? Care e interpretarea penticostală a acestui verset? Ca să putem da o explicație, mergem în Fapte 19, al cincelea caz de botez cu Duhul Sfânt. Pe când Apollo era la Corint, Pavel întâlnește la Efes 12 bărbați, ucenici al lui Ioan. Și îi întreabă, ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Rețineți un gând. Creștinii când se adunau și se întâlneau și dădeau mâna, prima vorbă asta era, ai primit Duhul Sfânt? Cum stai cu plinătatea Duhului Sfânt?
Noi acum ne întâlnim, ai de lucru? Unde lucrezi? Câștigi bine? Ce fac copiii? Sunt la școală? Soția-i bine? 100 de întrebări până la Duhul Sfânt. Pavel dă mâna cu ei și prima vorbă. Ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Era prioritar în viața unui creștin botezul cu Duhul Sfânt. Și îmi spune, nici n-am auzit cum a fost datul. Dar cu ce ați fost botezat? Botezul lui Ioan, da. Ioan propovădea pocăința. Dar acum el i-a poruncit să fie botezați în numele Domnului Iisus și-a pus mâinile peste ei, proroceau și vorbeau în alte limbi. Ăsta e începutul istoriei din Efes. Acum Pavel vine și ne scrie o scrisoare. Și voi, când ați auzit cuvântul adevărului, ați crezut și ați fost pecetuiți. Dar astea nu s-au întâmplat instantaneu. Nu s-au întâmplat toate odată. Ei întâi au crezut, au primit botezul și la punerea mâinilor au fost pecetuiți cu Duhul Sfânt. Că dacă nu ar fi explicația asta, explicați-mi voi, vă rog, Samaria. Samaria primește cuvântul, primește botezul în apă, cred în cuvânt, dar nu coboară Duhul Sfânt peste niciun. E Biblia. Sunt pocăiți noștri care au auzit cuvântul, au crezut, au primit Duhul Sfânt, adică au primit botezul în apă, dar nu au primit Duhul Sfânt. Ei bine, Ierusalimul nu lasă treburile așa. Când aude ce se întâmplă în Samaria, îl trimite pe Petru și Ioan și fugiți în Samaria. Vine Petru Ioan să roagă cu punerea mâinilor și Domnul botează cu Duhul Sfânt. Asta este norma pentru un credincios. Nu e un lux boteze cu Duhul Sfânt. Nu este o opțiune. Că dacă vrea cineva să slujească, botez cu Duhul Sfânt. Asta e normativul Scripturii. Credință în Dumnezeu, pocăință, botez în apă, botez cu Duhul Sfânt. Să ne legea Domnul și nouă. Amin. Acum vorbim de Apostolul Pavel în Fapte, câte acolo? 9, întoarcerea lui Saul. Vine Anania, Domnul m-a trimis să te umple cu Duhul Sfânt și să scapă vederea, că era ori. Anania pune mâinile peste el, dar nu arată că a vorbit în altă limbă atunci. Și ca să nu fim noi încurcați, vine Pavel și spune așa, eu vorbesc în alte limbi, mai mult decât voi toți. Merge în Fapte, capitolul 10. Petru în casa lui Corneliu, pe când propovăduia, coboară Duhul Sfânt, vorbesc în limbi și prorocesc. Toate cele 5 cazuri de botez cu Duhul Sfânt sunt însoțite de semnul exterior numit vorbirea în alte limbi. Frații mei, când vorbim de semnul acesta, că dumneavoastră o să mă duceți în Corinteni, da? Și o să-mi citiți de acolo așa. Oare toți sunt apostoli, toți prorocesc, toți sunt învățători, toți sunt făcători de minuni, toți au darul de mântuire, toți vorbesc în alte limbi, toți sărmăcesc? Și răspunsul pertinent, nu toți. Și o spune atunci, dar cum? În Corinteni 12 cu 30. Dacă nu vorbesc toți în alte limbi. Ca semn al botezului cu Duhul Sfânt la toți. Toți s-au umplut de Duhul Sfânt, toți vorbeau în alte limbi, ca semn al botezului cu Duhul Sfânt. În care poate fi un cuvânt, două cuvinte, trei cuvinte sau o mulțime de cuvinte. Este ca atunci când izvorăște un izvor, eram copil mic, umblam cu vitri să fac izvoare. Și când dam de un fericel de apă, ieșea întâi cu nisip, tulburi, cu mâni, cu mâni, și după aia tot mai tare și mai tare și mai tare. Eu când am primit Duhul Sfânt, eram la liceu la Brașov, am primit în împrejurări dificile. Eram la liceu, miercurea jucam fotbal, joia ieșeam în oraș, vine, mergeam la stăvință, o dată pe săptămână. Numai bine din Flăcărai, până săptămâna următoare, iară de răcei. Și într-o seară, cu fratele Pavel Horza, Traian Horza, am primit Duhul Sfânt. Eu două cuvinte pe care nu le-am înțeles, eu învățam bine la liceu, nu le-am înțeles, le-am dat drumul, când mi-a spus frate, dă-le drumul, le-am dat drumul, am simțit o putere, aveam o cercetare, Duhul Sfânt mă cerceta cu săptămâni înainte. Și la un moment dat am fost singurul botezat. Când s-a terminat rugăciunea, fratele Boja spune, prin frățiorul tânăr care a primit Duhul Sfânt, să mulțumim Domnul. Am mulțumit,
Venea puterea, venea să vorbesc, dar eu mă gândeam, ce să vorbesc? Acele două cuvinte, ce înseamnă? Erau două cuvinte care nici nu-mi plăceau, nu erau foarte vocale. Și n-am vorbit. Și fratele Hoja îmi spune, frate tânăr, nu știa cum mă cheamă, când îți vine Duhul Sfânt cu două cuvinte, dă-i drumul la cele două, că el îi s-or mai înmulțit, Domnul le adaugă, le schimbă, că dacă nu, s-ar putea multă vreme să nu mai vorbești în limbi. Asta a fost prorocie. O trecut 10-15 ani. M-am dus acasă. M-am căsătorit. Am început să predic. Frații m-ar fi pus în comitet până la urmă și mă întreba, ești botezat cu Duhul Sfânt? Și eu nu știam dacă botezat. Să spun că-s botezat cu două cuvinte de acum 15 ani. Dom'le, în fiecare noapte visam că-s la stăruință, că vorbesc în limbi și prorocesc. Mă trezeam dimineața și plângeam, că n-a fost decât un vis. Atâta eram de doritor, mă așezam la noi o adunare mare. Când începea rugăciunea, poate 30 de frați ridicau mâinile în sus și cântau în alte limbi. Eu mă lipeam de dânsul și plângeam o bohă din continuu. De asta trecea, eu nu vorbeam în alte limbi. Și așa am fost de amărit, așa am fost de doritor. Odată m-am dus la fratele Jaraxin, de la tata Bogdavian. Am luat doi frați cu mine și unul spune, băi, m-am dus că Anna treabă era constructor, dar am avut un vis, dragul. Aseară am visat că ai venit la mine și ai spus, Viorel, ajută-mă că mi se dărâmă casa. Și am spus, băi, dacă se dărâmă casa, hai că vin. Și hai să mergem cu tine. Când m-am dus, dar pe mine când mă întreba unul dacă ești botezat cu Duhul Sfânt, deja mă supăra, mă irita. O făceam pe filozoful, Domnul știe, că nu știam nici eu. Când am ajuns în casa acestui om, 7 proroci erau în zi de post, era după amiază, pentru o lucrare. 7 bărbați în post și rugăciuni toată ziua. Am dat pacea Domnului, fratele Jean se uită la mine și spune, băi băiete, tu ești botezat din Domnul cu Duhul Sfânt? Prima întrebare. Și eu spun, matale, ești proroc, roagă-te Domnul să-ți arate. Și el spune, mă, dar îndrăzniețe și băiete. Dar hai să ne rugăm. Ne plecăm pe genunchi, se ridică, spune, băi, tu ești botezat de Domnul cu Duhul Sfânt. Dar ce Duh Sfânt ai tu în tine? Eu zic, dar de ce, frate? Am văzut o floare de mușețel, românică, se spune pe noi, în marginea drumului mică, plină de praf, cu capul în jos. Nu era uscată, mă, era verde, dar era prăfuită. Și mă întreabă, spune-mă, ce cu lucrarea asta în tine? Și eu povestesc, am început, vă povestesc, am început a plânge, frate Jean, cu 15 ani, la o rugăciune, am avut două cuvinte, nu le-am mai avut, nu știu ce cu mine, nu știu de ce Domnul nu mi-l dă, fost rugăciune. Și el spune, măi, stai înaintea Domnului și o să-ți dea Domnul. La noi, miercurea de ani, de mic copil, îi zi de post, în adunare. Și eram într-o miercuri și când am început să mă rog în altă limbă, mi se umple gura, se schimba vorbirea, m-am oprit. A doua oară, la fel, a treia oară, am dat drumul și am vorbit, cred că o jumătate de oră în alță din. M-a ridicat și spun la cineva, băi, Viorel, ce-am pățit? Dar el m-a auzit, dar tu din când ai vrut să pățești treaba asta? Acum eu vă întreb pe voi care ați primit Duhul Sfânt, voi pățiți în altă limbă? Amin. Și dacă nu vorbiți, de ce nu vorbiți? Și dacă vă botezat Duhul Sfânt, Domnul, unde-i Duhul Sfânt în voi? Unde-i Duhul Sfânt în voi? Pentru că sunteți mulți rămași în urmă cu toată înflăcărarea care o are adunarea aici. Cu toată înflăcărarea și atmosfera frumoasă care o creați și pe care Domnul v-a dat-o, unii sunteți în urmă rămași cu lucrarea asta. Acum eu vorbesc de vorbirea în limbi din punct de vedere al semnului botezului cu Duhul Sfânt. Vă mai spun un lucru. Darul vorbirii în alte limbi este un dar de manifestare supranaturală. Ce înseamnă asta? Darurile Duhului Sfânt sunt din două feluri. Darul de manifestare, darul de slujire. Darurile de manifestare sunt darurile în care Duhul Sfânt, în mod supranatural, se manifestă în noi, prin trupul nostru. Când vorbim în altă limbă, eu întreb, Padre spune așa, mă voi ruga cu mintea, mă voi ruga cu Duhul. Voi cânta cu mintea, voi cânta cu Duhul. Da? Versetul 15. 1 Corinteni 14. Când mă rog cu Duhul
și mă rog în altă limbă. Care Duh se roagă? Duhul omului, este Duhul omului, spunea mai mult, Tesalonicenii, sau Duhul Sfânt? Deci Duhul omului se roagă sau Duhul Sfânt? Și ne uităm în versetul 15 și vom vedea că Duhul e cu D mic. Când vorbesc în alte limbă, Duhul omului vorbește în altă limbă. Da? Voi cânta când mă vă ruga cu Duhul, voi cânta. Deci e cu D mic, e vorba de Duhul omului. Ca eu să vorbesc în altă limbă, Duhul omului vorbește în altă limbă. Dar merge în Iuda, versetul 20 și 21. Dar voi, prea iubiților, zidiți-vă spre crește de credința voastră prea sfântă, rugați-vă prin Duhul Sfânt. Efeseni 1 cu 18. Faceți prin Duhul și cu Duh mare tot felul de rugăciuni. Acolo se roagă Duhul Sfânt. Deci ca să fie o vorbire în altă limbă, trebuie să fie o manifestare a Duhului Sfânt. Duhul Sfânt vine în Duhul omului, amândouă Duhuri cad de acord și vorbesc în limbă. Dacă Duhul Sfânt vine peste mine, putere, cercetare, fior, cum l-a simțit unul din voi, dar voi nu vreți să vorbiți în limbă, altă limbă, nu vorbiți. Eu merg la stăruință și câte unul se roagă, dacă câte o fată, se pun la gură închisă, se pun la gură. Măi, Duhul Sfânt n-are cum să vorbească, măi. E mâna de la gură, scrie în Biblie, deschide gura mare și eu ți-o voi umplea și vorbește că Duhul Sfânt n-are buze. El vrea să te boteze, să-ți dea vorbirea, că tu stai cristal, încăpățânat, tu stai așa. N-ai să primești Duhul Sfânt. Lasă gura să vorbească. Ăsta e un secret în stăruință, să vorbească Domnul. Dar dacă vreau să vorbesc eu în limbi și Duhul Sfânt nu a venit peste mine, tot nu pot. Vin o altă niște frață la mine și spune, frate Daruș, uite la vremea joacă de ăsta ea, el spune, bine, nu te poate ruga românește, numai în altă limbă. Și eu zic, măi, tu te rogi numai în altă limbă, da. Te rogi în altă limbă când vrei tu, da. Iar va putea acolo. Ce vrei să faci în altă limbă? Zic, bă, te oprești. Oprești. Deci ca să fie o vorbire autentică în limbă, trebuie să coboare Duhul Sfânt peste un om, Duhul Sfânt să vreie, Duhul omului să vreie și să vorbească în altă limbă. Amin? Că dacă este o vorbire învățată pe de rost și memorată în mintea ta și o spui de fiecare dată, eu nu-i vorbim în limbă, frate, iertați-mă. Bun. Hai să luăm, da, ce să mai luăm? Hai. Vorbirea în limbă ca semn al botezului cu Duhul Sfânt. 2. Vorbirea în limbă ca mijloc de zidire spirituală. Știi cât pierdeți voi că nu vă rugați în alte limbi? Extraordinar. Că vorbirea în limbi, frații mei, este o vorbire non-logică. Nu-i după logica omenească, după logica lui Dumnezeu. Nu înțelegem, eu nu pot să vă explic. Dar e dreaptă, da? Spunea cineva așa. Eu pot mă duc la soția mea și să-i fac 100 de complimente. Că ești cea mai frumoasă, că mi-e drag, că mi-e dor, că ești grozavă, că ești mână. Dar, în loc la toată vorba asta, o strâng în brațul și o strâng odată. E tot înțeles. Mă duc la un copil amărât, la un orfan care plânge și pot să-l încurajez o jumătate de oră. Dar eu nu-i spun nimic, eu mă duc lângă el și-l mângâie pe cap numai. Și el înțelege. Fără cuvinte, eu îi transmit ceva. Muzica transmite ceva. Că dacă eu cântic rusesc, ca un marș rușesc, ai o stare. Dacă e ceva melancolic, e altceva stare. Fără să știu notă, partitură și cuvinte, muzica induce ceva. Frații mei, vorbirea în alte limbi te zântește spiritual în chip neînțeles. Dumnezeu nu ne explică cum, dar ne zântește spiritual. Doamne ajută-ne la asta. Amen. Noi pierdem foarte mult că nu ne rugăm prin Duhul. Acea rugăciune codificată de care diavolul nu știe și nu poate descifra. Diavolul ne lasă să slujim noi în adunare mult, dar nu-i niciodată de acord cu vorbirea în limbi. Am cunoscut un caz în care o fetiță mică avea o viziune gâtoasă. Se trezea noaptea și răcânea prin spate. Mama ei era prorociță. S-a ridicat în picioare, s-a rugat, o mustrat Duhul și a început să vorbească în altă limbă. Fetița asta, care eu o cunosc bine, e mamă, e în vârstă,
au văzut arătarea aceea hântoasă și când mama ei a început să vorbească în limbă, a văzut pe diavolul cum fugea cu mână la urechi și fugea pe ce putea el. S-a ridicat să-i zic, zic, mamă, ce i-ai spus? Spune-mi și mie când vine să-i spun să fugă, că tare să mă temea și tare mă curăgea. Și mama ți-a spune, să crești mare, o să te boteze cu Duhul Sfânt, Domnul, și atunci ai să spui. Și așa s-a întâmplat mai târziu. Deci, noi pierdem că nu utilizăm arma asta puternică. Cine vorbește în altă limbă, să sitește pe sine. Spunea un frate așa, băi, dacă am vorbit în altă limbă 10 minute pe zi, n-am mai fi stresat, n-am mai fi cu depresie, n-am mai avea nevoie de medicamente și de multe aș scăpa. Dacă am vorbit în altă limbă cu Dumnezeu. Pentru că rugăciunea în altă limbă are 3 compartimente. În primul rând, îi mulțumire. Spune versetul 16. Altmintrea, dacă aduci mulțumire cu Duhul, negreșitul mulțumesc lui Dumnezeu foarte frumos. Eram la stăruință. Eu am o soră mai mare cu 10 ani ca mine, rămas în văduvă de 20 de ani. Are 4 băieți, cel mai mic era la stăruință în Suceava. Și când o primit Duhul Sfânt, vorbea în alte limbi cu fața luminată, și un proroc îmi spune, cine e băiatul ăsta? Dar de ce? El se roagă și spune, Doamne, îți mulțumesc că de astăzi nu mai sunt orban. Până azi n-am avut tată, dar de astăzi am tată. Și cineva îi spune, măi, tatăl s-a murit când el era în clasa 6. El până azi nu a avut tată. Deci Duhul din el mulțumea extraordinar de frumos. Un patron la noi are multe tine, o etară de ruință, și-o primit Duhul Sfânt. Și când se ruca, vorbea în limbă, așa de bucuros, un frate spune, cine e fratele ăsta? E căsătorit, are familie, e ceva patron, are... Dar de ce? El se roagă și spune, mamă, îți mulțumesc că de pe patul de suferință tu te rogi pentru mine. Mama sa va în perișoară dreaptă cu mine, sta bolnavă în pat. De acolo, din pat, s-a rugat pentru fiecare copil, e o familie extraordinară la noi în adunare, și când băiatul ăsta a primit Duhul Sfânt, el prin Duhul mulțumea lui Dumnezeu foarte frumos. Astea, am multe cazuri din astea. Eu când vorbesc în altă limbă, spune Pavel, negreșit, tu mulțumești foarte frumos. Nu crezi că Dumnezeu ar vrea mulțumirea ta? Amin. Și mai mult decât limba română, care o știi tu și mintea ta, știe Duhul Sfânt să mulțumească. De ce să vitregim pe Domnul de așa o mulțumire? În al doilea rând, ei auzeau vorbind lucrând în minunatea lui Dumnezeu, rugăciuni de adorare. În satul Mitoc a primit o bătrână de 70 de ani Duhul Sfânt. Și așa s-a rugat, strângat în mâinile de sus, dar eu a primit limba engleză. Limbi cerești, limbi omenești, limbi noi, alte limbi și fedurite limbi, da? 5, definiți-se. Și o profesoară de engleză din satul Hânțăs, sora Lizuca, care e grozavă ca profesoară, spune, cine-i sora asta? Păi o soră de la noi. De ce? Dom'le, vorbește în limba engleză, dar o engleză academică, care numai în cercul înalte aristocrații, engleză se vorbește. De unde știa bătâna? În lăuda pe Dumnezeu atâta de frumos, cum nu poate o minte omenească. Nu crezi tu că Dumnezeu vrea lăudat așa? Amen. De ce nu l-a auzit Duhul Sfânt? Îi auzim vorbind lucrări minunate a lui Dumnezeu. Și noi ne rugăm așa de puțin în alte limbi. În al treilea rând, Duhul mijlocește, Romani 8:26. Nu știm să ne rugăm. Și Duhul mijlocește cu suspine negrăite. Am un prieten la Alba Iulie. Se trezește dimineața la 2 și începe să se roagă. Doamne, ai milă, Doamne, scapă-mă, Doamne, păzește-mă, strig un ceas la Dumnezeu, Doamne, vorbea în limbi, iară să ruga. Și pleacă dimineața la 6, avea o mașină bună, un Jeep, are echipă. Și îmi spune, măi, mă grăbeam. Din fața mea, într-o curbă, venea un tir. Eu trecea pe banda mea, dar la jumătate curbă ies o mașină cu viteză și vine în fața mea. Când am văzut că vine, n-avem un evitat. Am închis ochii, mai zis, Doamne, scapă-mă. Și când am deschis ochii, am în 2 mașini, nu știu pe unde erau trecute. Și tirul, coferitul, nu știu, am trecut. Spunea, bă, era imposibil să trec printre ele. Dar acum am înțeles, deci era ora 2 noapte, m-am dat jos din pat și m-a rugat în ceas, am strigat, Doamne, păzești, are 8 copii,
fratele ăsta, e slujitor în adunare, am strigat un ceas și vorbeam în limbi și mă rugam, Duhul mijlocește cu suspine negrăite. Noi nu știm să ne rugăm, dar Duhul Sfânt de mine știe. Și atunci când eu nu știu, mijlocește Duhul Sfânt în alte limbi. Și Dumnezeu îi scapă din dumneavoastră. Frații mei, în primul rând, că atunci când tratăm problema vorbirii în limbi, odată este semn al botezului cu Duhul Sfânt. Semn exterior și distinct care se vede. În al doilea rând, Duhul Sfânt e un mijloc de zidire spirituală. Cine vorbește în altă limbă, se zidește pe sine. Eu aș dori ca toți să vorbiți în altă limbă. Amin. Și când practicăm darul acesta al vorbirii în altă limbă, biserica va fi mai tare, mai zidită. Fă o probă, te rog, fă o probă. Du-te acasă, stai pe genunchi, noaptea, trezește un ceas, roagă-te Domnul și vorbești în altă limbă. A doua zi este mult mai sănătoasă, mult mai ușor treci peste ispite, pentru că Duhul a mijlocit pentru tine. Duhul s-a rugat El înaintea lui Dumnezeu. Nu mai vorbesc de problema slujirii, ca dar de slujire, poate altă dată. Când vorbirea în alte limbe, o practicăm în adunare. Până acum vorbirea asta în alte limbi, o practicăm la rugăciunea în comun, vorbim noi cu Dumnezeu și la rugăciunea de odăiță. Ca să fie dar de slujire, când tace toată adunarea, eu pot să vorbesc în altă limbă dacă este unul să o tâlmăcească. Dacă nu, să tacă și să-și vorbească lui însăși. Să ne dea Domnul înțelepciune. Amin? Amin. Fraților, am defectul ăsta al studiului. Mă opresc cu predica aici. N-am vrut să vă obosesc. Dar sunt niște lucruri care ar trebui să le știm și multe altele. Că suntem penticostali. Și dacă ar vrea să intrăm în lucrarea profetică, de prorocie, de 101.000 de întrebări care sunt cu primire la prorocie, nu știu dacă vom predica vreodată de aici. Dar în ceea ce am vorbit, aduceți-vă aminte de calitățile care să le avem noi, da? Trupul nostru la dispoziția Domnului, mintea noastră la Dumnezeu și simțiri cumpătate. Și vă rog frumos, abordați problema aceasta a vorbirii în alte limbi, din perspectiva semnului. Dacă ești botezată cu Duhul Sfânt, trebuie să ai semnul. Dacă nu te mai însoțește, aleargă în grava mare, fă o mărturisire, vine înaintea Domnului, începe iarăși. E păcat să nu folosești arma asta. În al doilea rând, vorbirea în alte limbi e o extraordinară zidire sufletească. Cei care o practică, care au experimentat-o, n-ar da-o pe nimic, pe nicio predică de-a mea și nicio cântare de-a voastră. Eu n-aș da acea vorbire în lume, când coloră Duhul Sfânt, când mă umplă Duhul Sfânt, cercetare, când cânt în alte limbi, când vorbesc în alte limbi, e ceva dumnezeiesc. Mă ridic de acolo și sunt mai tare. În noaptea asta și mâine sunt mai puternic, că m-am zidit spiritual. Și dacă va fi cazul, vom vorbi și de practicarea darului public. Doresc ca Dumnezeu să vă binecuvânteze. Vă doresc o noapte binecuvântată. Duceți-vă acasă. Plecați pe genunchi. Chemați puterea Domnului și stați de vorbă cu El, vorbind în alte timp. Amin. Amin.